Un bărbat de 51 de ani și-a pierdut viața în această dimineață în urma unui grav accident de circulație produs pe drumul Național 6 în Mehedinți. Este vorba de șoferul unui autoturism care însoțea un transport agabaritic. Din cauza oboselii, bărbatul ar fi adormit la volan și a intrat într-un autotren care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost atât de violent încât șoferul a murit pe loc. Autoturismul implicat în accident însoțea un convoi excepțional pe care îl preluase de la Vama Nădlac. După aproximativ 5 ore de mers, în localitatea Ghelmejoaia, șoferul antemergătorului ar fi adormit la volan. Conducătorul autotrenului sub care a intrat spune că a încercat să evite impactul, dar autoturismul care circula din față a intrat violent în el. Siguranța a adormit la volan, pentru că l-a venit în diagonală și a intrat. Am tras cât am putut, pe dreapta, mai mult de atâta n-am. Chiar ați tras pe dreapta. Am făcut tot ce e posibil. Sigur, a dormit la volan, a venit direct sub. Și după ce a intrat în dumneavoastră, s-a mai dus sub remorcă, cumva am înțeles, mașina. L-a aruncat direct acolo, deci cum e acum, din pitura aia, din lovitură, l-a aruncat în... A venit direct sub roată. Victima a fost extrasă de pompieri din autoturismul făcut praf, dar din cauza impactului foarte puternic nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Omul a decedat aproape instantaneu. Asemenea de pompieri, domnul Severin a intervenit pe raza comunei Ghelmejoaia cu autosanitar Smurd, cu speciale de scacere și un asas Volvo pentru descarcerea unei persoane care a fost prinsă de fiale proporționate, numai unui acțiune rutier, produs între un autotren și un antemergător de un transport excepțional. Intervenția a fost foarte dificilă, deoarece persoana a fost îngropită între fiele contorsionate la autoturism. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism antemergător al unui transport agabaritic, a intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 51 de ani. Din accident a rezultat decesul conducătorului autoturismului antemergător. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În urma accidentului, traficul pe drumul Național 6 a fost blocat mai bine de o oră, iar coloana de mașini formată depășea 3 km.